Bun găsit, dragii mei! Ne aflăm la plantația de paulonia să cosim iarba și totodată urmărim un pic evoluția copăceilor care au crescut foarte, foarte bine. Deși v-am mai spus și repet, nu am avut posibilității să-i udăm. Copăceii s-au dezvoltat foarte bine. O să reamintesc așa rapid de la sămânță până la copac. I-am pus la semințele, le-am pus la germinat în primăvara anului 2016 și butașii i-am plantat în primăvara anului 2017. Tăierea tehnică am făcut-o doar la copacii care nu au crescut mai mult de 2 metri și tăierea am făcut-o anul acesta în aprilie 2018. Vom urmări evoluția copacilor tăiați și netăiați, vom măsura, vom compara și vom trage niște concluzii. Bine, dragilor, haideți să trecem un pic la măsurător. Acesta a fost tăiat, i s-a făcut tăierea tehnică în aprilie anul acesta. Vom măsura circumferința. De jos. Îmi cer scuze pentru zgomot. Deci, jos avem 33 de centimetri și s-a dus destul de mult. Eu am 1,67 până aici, deci până la frunzele acestea, așa, 1,66. Ca să facem o comparație, o să ne dau un pic mai în spate. Deci la primele frunze 1,66 și s-a mai dus mult mai mult, încă de două ori de atât, deci are peste 6 metri, nu 6, peste 5 metri. Cam așa, peste 5 metri. De la tăierea tehnică de anul acesta mergem mai departe. Haideți să vedem și la înălțimea de 1,66 cât avem circumferință. Deci, la înălțimea de 1,66 avem 22 de centimetri circumferință. Mai sus nu am cum să ajung. Mergem mai departe. Deci acesta a avut tăierea tehnică. Vreau unul fără tăiere tehnică, ca de exemplu acesta. De la nod în sus s-a mai dus, cât să zic. Haideți să vedem cât are până la nod. Deci, eu am 1,66 până aici. 1,66, un 2 metri jumate până la nod. Estimez cam 2 metri jumate. Și anul acesta s-a mai dus cel puțin încă pe atâta, vreo 3 metri, mai mult de atât. Cam 3 metri a mai crescut și acela la fel, cam aceeași înălțime. Mergem mai departe.
cam așa arată, dragii mei, după ce a fost cosită iarba. După măsurători, au în jur de 5 metri cu și fără tăiere tehnică, marea majoritate. Reamintesc faptul că semințele le-am pus la germinat în primăvara anului 2016. În primăvara anului 2017 am plantat butașii. Iar în următorul an, adică în aprilie, mai precis, în aprilie 2018, anul acesta, am făcut tăierea tehnică doar la cei care nu au crescut mai mult de 2 metri. Atât cei cu tăiere tehnică, cât și cei fără tăiere tehnică au în jur de 5 metri, cu aproximație. Reamintesc faptul că suntem în 7 septembrie. Cred că mai avem încă o lună de vegetație. Vom vedea cum, dacă va mai și ploua sau nu luna aceasta. Cum vor intra în repaus vegetativ, cam la ce înălțime și la ce grosime. Bun. Acestea fiind spuse, eu vă mai aștept cu drag și la următorul videoclip. Îmi cer scuze pentru zgomot, dar nu îl pot cere soțului meu să-și întrerupă activitatea. Vă aștept cu drag așadar și la următorul videoclip și până atunci vă doresc toate cele bune!